Suntem în timpuri noi, am făcut la căței din timpuri noi, unde aici am 9-8 căței. Am făcut două complexe de cotețe, aici e cu 3 locuri și aici cu 2 locuri. Și aici a mai rămas o cutie, au fost 6 cutii făcute aici, dar le-au distrus căței să urcă pe ele. Ele trag umezeală. Am adus astăzi alte cartoane, vedeți în acela negru, sunt niște cartoane unde să le punem înăuntru, au fost altele. Aici a fost totul îngropat în zăpadă de ieri și un om de bună credință a făcut curățenie la căței, a debarasat tot aici, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-l binecuvânteze. Aici locuiește Codiță și cu cățelul fără ochi, dar l-am operat în martie și cu fetița și cu mama fetiței și cu doi pui. A apărut un cățel nou, mare și un cățel micuț. Deci sunt acum 8 căței aici. Suntem în data de 26 ianuarie, sâmbătă, și să sperăm că nu va mai ninge. Încă ninge, în continuare ninge. Uitați, unul dintre pui care l-am sterilizat în martie, deci din cei 7 pui care i-am mediatizat. Și uitați-l pe puiul, pe puiul cel cu un singur ochi. Acolo este sacoșa mea unde le-am adus de mâncare. Nu prea putem să intrăm aici, mai greu. Dar am găsit oameni de bună credință care să le fie milă de acești cățeli. Puiul, uite, vine puiul, o să le pun de mâncare. Da, Doamne ajută!